gesturile despre care v-am povestit mai devreme dintre Angelina Jolie și Brad Pitt. Din dragoste arunci cu alcool unul pe celălalt sau unul pe altul. Deci cum? Da, așa l-acuză Angelina pe Brad că în timpul unui zbor cu avionul a aruncat cu alcool pe ea și pe familia ei. Bă, ce bogăție, bă, ăștia, cum să risipește alcoolul, frate? La noi, în Moldova, păi, stai niciodată, puțin. Uite să zic domnișoara Alexandra. Niciodată aici, alcoolul deci, nu niciodată se aruncă, noi, se bea, nu? Sau se bea, cum să Doamne faci? Doamne ferește, este o blasfemie. Dacă da. Angelina Jolie și Brad Pitt ar fi în Moldova, nu s-ar mai întâmpla. Da, măi, dar e un castel și o podgorie, înțeleg. În Franța. Pe, în Franța, da, deci da, își permit da, treaba frate, asta. Da. Aruncă cu șampanie. Noi n-aruncăm nimic. Nu mai au castelul ăla, că... Lau, dar se judecă pe el. Ea a vândut unui rus și el a dat-o în judecată că a zis că a vrut să-i strice imaginea asociindu-l pe el în mod forțat cu un oligarh rus, știi? Asta una la mână, doi la mână, n-ar fi avut voie să facă treaba asta pentru că, și că prin contract se angajau să nu străineze părți din moșie. Aia, ce complicată, ce divorțuri complicate au ăștia, frate. Da. La noi când s-a împărți două paie la trei măgari, ce să... Da, și o sticluță. Ai văzut că ieri vorbeam despre Shakira și Piqué și despre Piqué și noi a lui prietenă, am uitat cum o chema, doamna de 22 de ani, atât am reținut. Chiara, cred, Clara. Clara, așa. Numai necazuri. Numai necazuri în lumea asta, dar vine Cătălin acum la Rațiunea Zilei și aduce zâmbetul pe buze. Nu, Doamne! Rațiunea Zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Salutare, vreau să vorbesc astăzi un pic despre ce se întâmplă în Ucraina și ce ar putea să facă Rusia, pentru că ucrainenii continuă eliberarea zonelor ocupate de ruși, atât pe linia estică, cât și pe linia sudică, adică au eliberat o mare parte, au eliberat o parte din regiunea Luhansk și coboară înspre Herson. Da, care este un oraș sudic și o fac cu asemenea viteză încât rușii nu pot opune linii de rezistență, nu pot face nici regrupare. Se așteaptă totuși să se creeze niște linii de front, dar în următoarele zile, înaintarea aceasta va continua, este analiza tuturor experților. Acum, de ce este important? Că asta e o știre pe care au auzit de câteva zile. Este important pentru că Rusia consideră în acest moment că este atacat propriul teritoriu. Adică, după anexare și trecerea în legile lor, că acestea sunt regiuni rusești, doctrina lor militară le-ar da posibilitatea să folosească și altfel de arme. Bombe atomice mici, de exemplu, de capacitate mică, să zicem. Da, s-au observat mișcări de genul ăsta. Nu, în afară de dispariția celebrului submarin. Da, dar submarinele astea fac, adică dispar și apar. Sigur că așa e jocul militar în zona respectivă, dar n-aș face o temere din chestiunea asta și n-aș face o temere nici din aruncarea unei bombe cu foarte mare repeziciune în zona respectivă, pentru că însuși președintele Putin trebuie să obțină niște aprobări interne, nu că ar trebui să semneze cineva sau că are Putin vreun șef, ci o aliniere a modului în care gândesc diversele facțiuni din jurul său. Există o analiză a Institutului de Studii de Război, asta e o școală americană, da? E o instituție americană care face analize pentru diverse războaie ale lumii și acest institut spune așa, că în jurul lui Putin sunt astăzi trei facțiuni care trebuie echilibrate, trebuie să-și echilibreze discursul și care, atenție, sunt certate între ele, facțiunile astea. Este vorba de o facțiune a veteranilor din diverse războaie pe care Rusia le-a purtat încolo și încoace, o facțiune care se numește Silovki, adică acelor care dețin putere în Rusia de astăzi, activiști ai președintelui Putin și al Partidului Rusia Unită sau alți poli de putere, și o grupare a analiștilor militari și a bloggerilor militari, care sunt importanți în perioada asta, care sunt voci ale propagandei, da, dar sunt de o factură mai modernă, astea sunt mai noi. Da? Și cea mai radicală dintre cele trei, care ar fi? Este factura care, Silovki, care sunt oameni care pierd puterea odată cu Putin, da? Okay. Acolo sunt oameni război. Și susțin războiul. Aici intră și grupările Wagner și Kadyrov, da? Adică cele care chiar au putere militară în toată chestiunea asta. Și atunci, ca să poți să arunci o bombă nucleară, trebuie să
pui în ordine toate aceste trei facțiuni, adică ele să aibă un discurs coerent, pentru că altfel îți slăbești propria putere, te expui la critici în cazul unei mișcări greșite, te expui la critici majore din partea celor care sunt în grupul tău, dar care gândesc altfel. E și acolo politică. Adică Putin nu e un satrap de ăsta, sigur acționează de multe ori de unul singur, dar trebuie să-i mulțumească și pe cei din jurul său. Deci de asta nu estimez eu că se poate întâmpla chestiunea asta foarte rapid. Pe de altă parte, ceea ce trebuie să ia în calcul oricine în momentul acesta, iar și Rusia, este faptul că există un răspuns. Cu ceva luni în urmă la începerea acestui război, a existat o întâlnire neoficială aici la Guvernul României între premierul Ciucă și mai mulți jurnaliști și acolo s-a discutat și acest scenariu. Se mai întâmplă lucrurile astea, oficialii români invită jurnaliști să discute chestiunea asta și una dintre întrebările adresate a fost chiar această chestiune. Dom'le, există un răspuns? Da. Răspunsul există, deci atât în doctrina militară, adică și în ce se va întâmpla dacă se va folosi. Dacă Rusia dă o bombă undeva, sunt făcute mai ce multe urmează? Scenarii, unde ar putea să dea bomba, da? Și ce ar urma să facem noi, adică vestul. Și da, există scenarii pe care și vestul le face în această eventualitate. În funcție de unde este dat această bombă, și vestul poate răspunde cu o bombă tactică, tot de mici dimensiuni, pe teritoriul respectiv sau în apropierea teritoriului respectiv. Sau poate să aibă anumită intensitate. De asta trebuie să iei în calcul și chestiunea asta. Nu, deci, bine, să cred că reluăm tema asta în 2022, o temă... O reluăm pentru că armata ucraineană, în acest moment, cât vorbim noi, înaintează cu mare viteză pe ceea ce Rusia susține că este teritoriul rusesc, da, și până când reușește Putin să aducă forțele alea pe care le totale are, mobilizarea asta generală, să vină forțe militare din diverse zone ale Rusiei, durează. Ucrainenii vor intra destul de departe. Atenție, 30 de secunde, fac aici o paranteză. Cum funcționează mobilizarea asta? Că e foarte interesant. Nu toți sau nu mulți dintre cei mobilizați vor merge pe front și nu foarte repede. Ei vor fi duși în diverse republici rusești, să spunem, în diverse guberni rusești, așa, unde vor înlocui trupe militare, căci acolo sunt. În Rusia sunt alte trupe militare profesioniști, da, mai mult sau mai puțin pregătiți, și aceia vor fi înlocuiți, respectivii vor fi aduși pe front, da, și în timpul ăsta cei recruții ăștia noi sau, mă rog, veteranii vor fi din nou pregătiți ca să poată ajunge și odată. Deci nu îi ia astăzi, îi încalță Rusia și îi pune pe front, ci vor înlocui niște soldați care sunt în rezervă în diverse zone ale sale. Deci durează până când vine răspunsul. Asta e ce vreau să explic. Da, poate pun și eu o întrebare tâmpită. Scutul ăsta de la Deveselu ne poate proteja la de o astfel nucleară, de armă? Mi-e teamă că nu. Mi-e teamă că nu. Nu merge cu nuclearele. Merge, prinde niște rachete, e adevărat, dar... Păi și rachetele alea nu pot avea încărcătură nucleară. Pot avea încărcătură nucleară, e adevărat și asta, dar mai bine să nu fie, las. Da, mai bine să nu aflăm răspunsul. Știi cum e? Dacă o prinzi și nucleară și explodează în aer, nu cred că ai... Păi cred că e cam același lucru, sau mai puțin, da. E cam top acolo. Mie că scut pentru bombă nucleară, mie că n-avem. Da, hai să-l facem, știi? Adică... Și dacă ca în Star Wars, știi? Când se face de ăla și sar... Ai văzut când se dă cu bomba în zid? Repet, e groaznic că, uite, stăm de vorbă în 2022 din nou despre astfel de lucruri pe care le credeam de mult uitate. Pentru că a fost o perioadă în care nimeni nu mai vorbea despre treaba asta, despre bombe nucleare, despre arme nucleare, dimpotrivă. Se vorbea numai despre distrugerea lor, despre micșorarea numărului lor și acum ne-am întors de unde am plecat. Cătăline, îți mulțumesc foarte mult pentru comentarii. Suntem pe aceeași frecvență cu tine. Love it. Europa FM.